Hai, mai că te mai rog. Bună dimineața, prieteni, prieteni, am venit la Cotuniță aici când am auzit cu cine să filmez. Și uite, manivelă lucrează aici, a tăiat iarba toată. Face treabă. Face treabă, e muncitor, așa îmi place să fie muncitor, că îl plătește bucătarul și Cotunița. A fost cu noi ieri. Auzi, ieri a fost la fier cu bucătarul, i-a dat un milion. Așa e bine. Vedeți, prieteni, când muncește, i-a dat un milion ieri, că a ridicat la fier. Mai bea băutură, patron. E foarte bine. Nu mai vrea să mai bea. Așa e, am zis eu. Să muncească la noi, de noi să ia bani. Doarme la mine și muncește la voi. Îl țin atunci. Înțelegi că dacă vă ajută pe noi și pe voi. Și mi-aduce și mie apă, aduce și Luanca apă. Da, aduce. Mă aduce și nouă când îl trimitem după ceva. Așa trebuie să fim cu minți. Poate și că chiar... Ei, Ioane, ia vino vorbește tu cu prietenii. Ia vino vorbește tu cu prietenii. Unde ai fost ieri cu bucătarul? Las Vega? Las Vega, prieten, așa vorbește el. De Napoli. Da. Aici și Maria, aici am mâncare și eu trăștiri. De aia eu nu mănânc cu dulce până de Sfântă Marie. Nu vreau să mai mănânc cu dulce, că tot am mâncat carne. Mulțumesc lui Dumnezeu și Maica Sfântă, pe 15, da. Maria, Sfântă Maria. Să te ajute. Am prăznit și eu și al lui Leu, să ajute la copilul meu, să fie sănătos la nepoții mei. Da. Nu mai mănâncă, tot am mâncat. Da. Vreau să țin tot postul Sfântă Marie, să mă întărească Dumnezeu și Maica Sfântă. Că tot am mâncat. Că am avut numai năcazuri, mulțumesc că a scăpat pe copilul meu de la greu ce era Maica Sfântă și Iisus Hristos. Și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Maica Sfântă. Mi-e drag că muncește ăsta, Ion. Da, că-i vrenic, ajută pe Cotunița. Cotunița, să dai ăla tuciul ăla, să-l frecați, să-l faceți. Că îmi trebuie să fac sarmalele de Sfântă Mărie în el. Să ieși eu și-o de să faie tuciul ăla. Da. Da, să nu Ioane, să nu luar un în Dunăre, că n-am unde face sarmalele. Întuci și să face bine. L-ai vândut? Să împrumutăm de-al nostru și tot te ajutăm. L-ai vândut? Da. Mă, ce zici? Da. Mă, ce zici? 4 milioane de mâna să-l operez. Ce le-ai ales? Da. Cădeam taină. Mă, cu tună șmecheră ești. Da, ai vândut tuciul, ai promis. 4 milioane. M-ai promis mie tuciul. Ia bani, auzi, Marian, că le aveau. Da. Ei, nu-i bine. Nu-i bine așa ceva. Auzi că le aveau și l-a luat el. Acum, dacă a avut și el nevoie, am zis că sunt pe-a meu să gătesc. Omul a zis și el multe lucruri. Ei, îl iau pe al tău. Îl iau pe al tău, gata. Vezi, zice Ion că e în Dunăre. Ion nu minte ce zice. Vezi, Ion, că Ion e corect, că-ți pusă drept. Ioan, mi-ați vândut tuciu, Ioane, mi-ați făcut de cometie acum. Vă pun de pomeanii că ați vândut tuciu. Mi-ați spus la toată lumea acum. Păi da, l-ai promis mie, l-ai promis mie și l-ai dat. Un milion și l-a dat, a luat, mai luat încă trei. Vezi, în pat. Când a văzut banii cu tunița, gata. Vezi ce-i lumina, vezi? Ce înseamnă banii, ce fac banii? Bani. Cumperi și pe maia de la om, cum spunea tatăl meu, bani. Cu bani. Când vezi banii, gata. Când vezi banii. E, gata, mi-am și eu ăla de aici, de la voi. Mi-am, hai Ioane să-l duci acasă să facă altul bucătar. Gata, nu mai vă dau ăsta care pune tuciu pe el. Gata, să vină nașul să vă fac altul. Da. Eu îl iau de la voi, fiindcă mi-ați vândut tuciu. Și așa e, Ioane, ai spus la Las Vega. Ai spus că tuciu e la Las Vega. Vezi că Ioane a fost corect. A spus că tuciul e la Las Vega.
eu și noi nu băgăm de sau. Unii s-a băiat, mai tăi șopi. Să vizităm după tine, să vizităm. Da. Drum bun. Așteptați și să-i spuneți. Autocarul. Bine, Ioane, bine. Că ai vândut tuciu. Bine, Ioane. Ioana, dă-i, gata, luăm banii. Bine, Ioane, o să aduc altul muncitor să doarmă la mine să mă ajut. Da. Las Vegas fac acum, Las Vegas. Las Vegas când ai vede altul locul tău acolo că doarme. Aici să dorm la Cutunița. Face baracă, n-am văzut. Faci o baracă aici. Luați prea casă, ia bucătarul și păi o baracă. Da. Da, păi ce drept că la iarnă n-are unde să doarmă, mai e puțin. Unde? 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 În casa nu vă face casa. Mai sunt două luni de vară și gata. Las Vegas, Las Vegas. Las Vegas te duci să dormi, Ioane. La Las Vegas. La Vegas, Ioane, să vă unde mai dășiți frizigerul noaptea la 12 din noapte. Prieteni, că vine de la Cutunița, nu-i vorba de mâncare de ceva. Dar dășiți de... Că la noi bucătăria nu punem ceaia pe ea. Dășiți de frizigerul la 12 la 1 din noapte. Și nu e vorba de mâncare de ăștia, dar el nu mănâncă orice mâncare. Poftele copiilor. Înțelegeți, prieten? Și eu nu sunt de mâncare. Dar vreau să vă spun ca să știe toată lumea. Înțelegi? Vine mor de beat, beut, buf în bucătărie la frizer. Și am ca să scor mână, să pace, ca să pună toate poftele la copii. Da. Și tu ce mai zici, Lumina? Ce să zic, pe acasă. Hai cu Dună să mă duci acasă. Te duci acasă? Hai că mă duc și eu. Mie e o ciorbă și o lumunoză, ta. Hai, mam. Într-o olicică, pune-le florul, pe crasul. Să mănâncă amicuță, ea mănâncă orice. Să mănâncă fata. Ea mănâncă orice. Ăla nu mănâncă. David. Las Vegas, Las Vegas. Dă tu cu sapa, te uiți tu la Cutunița. Dă-i. Ia sapa de la ea. Lasă-l, patroană, că o să-l vezi, mata, că se mută eu. Unde? Se mută la țară, la o familie. Bravo. Poate le-a ăla cu Tuciu. A luat Tuciu să le-a și pe la Vegas, să pleacă. Să se ducă la țară, la ăla. Ce acolo să duce fie? Să văd, acolo are frigider noaptea la 12. Are 4 frigidere. Bravo atunci, trăiești bine. Ai oi, ai vaci. Atunci trăiești bine, Ioane, acolo. Atâta oi acolo, atâta capre. Dar ale cui sunt oile? Ha? Ale lui sunt? Nu, acolo unde îl duce pe el, are capre, el are de toate. Dar nu sunt ale lui Maria oile. Nu, nu sunt. Și ăla n-are voie să ne dă de sumtrărie. Hai? De pușire. Până i-ai luat, mă, numărul de telefon. Dă telefonul bucătar atunci. Da. Capre, dacă vrei, patron. Hai? Capre, că voi n-am. Lasă-mă cu caprele, noi nu mâncăm capre. Pune-te acolo niște ciorbă la față, ce crezi că e? Să mă văd și eu, prieteni. Sunt aici prieteni. N-avem nici ce mai filma prieteni. Da, am venit aici la Cutunița, că am avut o treabă. Ți-am zis să mai filmez, fiindcă am venit aici. Miaela e dor de mada. De cine? De tine, să te ducem acolo după ea. O săptămână de fiind. Ioane, să-i mătura după aia, să strângem aici toate mizeria asta. Păi curățenie, Ioane, să nu stai în murdărie. Facem curat acum. Da. Și așa e Cutunița cu Las Vegas, cu Ion. Las Vegas, Las Vegas. El glumește cu mata, nu se încearte.
Așa vorbește el. Eu sunt învățată cu el. Ești mă, după aia văd că după aia râde la mata așa. Da. Așa știu eu, l-am învățat cum vorbește Ion. Și așa e prieten, Olgu s-a lăsat acasă, mă duc acasă. Dacă fusei până la poștă cu cutunița, să văd dacă mi-intră banii pe card. Pensia. Și acum mă duc acasă. Da. Hai cu palezul mi-a mama la gândit așa. Și așa e cumnată, când le dăm bani la copii, suntem buni. Da. Când nu le dăm bani, nu mai suntem la nurori, la nimă da, bună. Nu mai suntem buni. Păi ce-ai mei nu mă duse la postă, veni la cutunița. Mamă, să vadă asta că mi-intrară banii pe card, de pensia. Și ai mei lua bună, mamă. Și asta este, prieteni. Ce să mai zicem? Nu mai zicem nimic. Și tu cum te mai poți în familie, Maria? Ce să fac? Ia casa cu... N-am te adumit, bă. Ia-i cu niciunul. În casa mea. Da. Să face ce vrea el. Da, nu te mai băga tu acum, gata. Fieșcare face ce vrea. Să face ce vrea. Da. Mai vin și uite, vine fata după mine. Da. Mă ia, mai vin și pe jos. Da, mai vin la Petia și uiți de supărare de ăștia. Tu nu vezi eu când vin la cutunița, mă recrez că aici. O, de și eu m-am dus să iei mă... Acasă sunt stresată, ba de Olga, ba de aia, ba de aia. Mă, bă, fata pe sâga cu ea, ea picior, mă dus să ia acolo, ea, ea taci piciorul. Mamă, dar ce i s-a umflat piciorul la pe sâga lui Macu? L-a scrintit și a făcut, a căzut? Nu. Căzut puțin, nu știu ce de-aia. Și a tras omul ăla unde a fost, că e un om prieten la noi care trage când descrinzătură. Da. Dar acum s-a dus prea târziu. După 5-6 zile trebuia să ducă mai devreme. Și a pus și după capul mie puțin mâna. Păi da, și nu știi că și mie m-a tras după gât. După gâtul mi-a durat gâtul. Și mie îmi fuge mâna asta de la cap. Și când mi-a tras omul ăla era foarte bine. Uite ce pasă vine fiecare zi. Hai, păsărița aia, ian cu geam. Când vii tu aici vine și păsărica aia și când vine și eu vine. Eu, e sufletul lui ian cu geam. Mă, cumnată, când moare morță nu mai e după ei. Ei au un înger după ei, un ultur, cum se zice. Și numai sufletul. Ei nu mai face ei ce vrea ei. Așa mi-a spus oamenii care citesc în cărți. Numai sufletul, să uită tot ce facem. Asta este, prieteni, înțelegeți? Și ce să zicem? Iar să mă duc pe la Luci mai încolo. Că nu m-am dus deloc să văd ce face. N-aucim să mă duc. Mate-ma, Luci, mamă, nu vii și tu să vezi ce fac. Cum cu gutunița că face atâta curățenie, atâta așa. Cu gutunița să te duci. A. Cu cutunița, bine spus așa. La Luci mai târziu. Da. Vezi tu acolo ce e în lume. Nu sta așa. Așa la copil de 2 săptămâni le-am în casă. Ale noastre? Al lui Leonardo. Și el caută săptămâni. După ei. Că nu apie ăștia ai de vedere. Așa sunt de vedere. Și el atâta căuta cu tunița. N-am mai știut că la mine le-a lăsat pe noi. Ies, atâta căuta după ei. Le-a pus ei bine și acum mi-a dus aminte și zic să le dau să iei. A căutat și ursul, da, a căutat și el și tot. Da. Auzi cu tunița. Asum pe el, ta pe leuțul, mergi cu mine, cu bucătarul și cu... Mai târziu, poate. E mai târziu și mergeți voi cu mine. Nu știu, acum nu promit. Dacă mergeți și voi să vedeți ce e acolo, dar ce să nu mergeți, ce faceți? Că n-aveți ce faci. Să vedem ce zice... Că tot s-a rugat Luci de mine, bine, mamă, și tu, să vezi și tu. Că eu, pe urmă, după Sfântă Mărie, pe la bucurie și nu mai... Eu nu stau la nuntă. Miela nu mai are răbdare, a zis să te aduce mai repede, auzi. Da. A zis unde e patroana, mi-e dor de ea, duce-ți-o încoace. Că n-are cu cine filmează. Da, a zis că era mai bine cu mata, că mai filmați, mai vorbeai cu ea, mai, era mai ea acum. Acum a zis, abia aștept să vină patroana. A zis, vine după Sfântă Mărie, că nu vine acum, că are... Da, să adun și ce trebuie, da.
să adun și eu ce trebuie. Să bucură că-i mei duși acolo. Apoi ce să facem? Le dăteam și bani cu tunisă eu. Eu când luam bani, le dăteam bani lui Alin. Acum n-are de unde. Și la mic. N-are de unde acum. Da, zicea și Alina seara ne-a sunat. Da. Zice, ce face patroana? Măi, pe acasă ce să fac patroana? Stă, mai vine pe la noi, mai acasă, mai... Și le puse și în caserolă. Aha. Ia. Păi să duc. La... La, la aia mică. La Salina. La micuță. Da. Să-i o țără ciorbiță de mică și ea. Lui Salina. Da. O țără beci de ăla. La hai. Micuța aia. Hai, du-i. Ea mănâncă orice mâncare. Haideți. Nu e pretențioasă. Frate, sau nu mănâncă nimic. Da. Hai. Prieteni mai...